Salutare, prieteni! Cum credeți? Unde avem astăzi bilet de călătorie? Spre ce destinație? Vreți să aflăm împreună? Am descoperit cele 4 minuni ale lumii, care sunt 1. Piramida din Giza, 2. Grădinile suspendate ale Babilonului, 3. Statuia zeiței Artemis din Efes și 4. Statuia lui Zeus din Olimpia. Iar astăzi urmează să descoperim cea de-a 5-a minune a lumii, una spectaculoasă. Și anume, mauzoleul din Halicarnas. Haideți să aflăm mai întâi că denumirea aceasta de mauzoleu provine de la un rege pe nume Mausol. De atunci a rămas și denumirea pentru locurile unde se fac construcții mari de odihnă veșnică, adică un monument ce rezistă un timp îndelungat. Din păcate, în zilele noastre acesta nu mai există ca să-l putem admira. Însă, ca să vă puteți imagina cum arată, poate fi comparat cu o clădire de 16 etaje. Baza era pe 3 nivele, ceea ce a făcut din mauzoleu un simbol al puterii și al durabilității. Unul din nivele avea semnificația unui templu. Era înconjurat de 36 de coloane, care susțineau partea superioară a mauzoleului lui Halicarnas, piramida. Piramida în sine era formată din 24 de trepte care duceau în vârf, iar acolo era amplasată statuia principală, un car cu regele Mausol și regina Artemisia. În zilele noastre se presupune că o parte din pietrele monumentului a fost folosită pentru construcția castelului Bodrum din Turcia. Dacă veți avea ocazia să mergeți acolo, veți putea vizita un muzeu în aer liber, unde se pot regăsi părțile principale a acestei minuni a lumii, care sunt de o rezistență uimitoare, de sute, ba chiar mii de ani. Prieteni, asta este despre a cincea minune a lumii, una foarte spectaculoasă. Ce pot să vă spun este că au mai rămas ultimile două minuni ale lumii, pe care le vom descoperi în următoarea ediție. Vă doresc o zi minunată!